A vrut să discute astăzi cu deputații, dar nu s-au ales decât cu o plimbare pe holurile goale ale Parlamentului, care astăzi și-a deschis ușile pentru toți doritorii. Cu gurile căscate, zeci de copii, dar și adulți, s-au minunat de fastul din legislativ. Mulți însă au plecat supărați pentru că excursia a fost contra cronometru și s-au plâns că nu au reușit să vadă mai nimic. Au intrat astăzi în clădirea Parlamentului 100 de copii din familii social vulnerabile. Ce le-a sărit în ochi imediat a fost fastul din legislativ. Spun că diferența este ca de la cer la pământ în comparație cu ce au acasă. Da. Așa că imediat au început să facă poze. Cel mai mult le-a plăcut în sala de ședințe, evident nu au ezitat să se așeze în fotoliile deputaților, iar sala de ședințe s-a transformat pentru 15 minute în locul perfect de joacă. La întâlnire au venit și câțiva deputați care au început să le povestească picilor despre munca lor. Unii copii însă repede s-au plictisit. Despre ceea ce fac parlamentarii când sunt la serviciu, copiii spun că știu. Stau. Totuși, după câteva minute petrecute într-un fotoliu de deputat, acest băiat a spus că aici ar vrea să fie locul său de muncă când va crește mare. E bine, aici face totul. Îmi plac scaunele, microfonul. Alții însă nu își doresc să devină politicieni. Au și argumente. Este Moldova? Da. Unde? Aici, în Parlament. Puștii mai îndrăzneți au pus și întrebări parlamentarilor. E adevărat că aici să... Sugeți cu oamenii. Nu am înțeles întrebarea, nu eram pozitat microfonul. Ați ajuns deputat. Unele întrebări însă au rămas fără răspunsuri. Ce ne-a motivat să rămânem în țară și ce întreprinde Parlamentul în acest caz? Nu mi răspunde nimeni. Nu cred că merită aceste condiții pentru că nu îndeplinesc obligațiunile necesare care trebuie să le întreprindă pentru viitorul țării. După copii au urmat grupuri de adulți, vizitatorilor însă le-a fost interzis să se așeze în fotoliul președintelui Parlamentului. Un scaun mai special pentru toți. Discriminare. Am vrut să-mi fac o poză și atât. Deci poate de ocupa toate locurile în afară de prezidiu. Copleșiți de grandoarea Parlamentului, unii vizitatori i-au luat la rost pe aleșii poporului. Uite și de bine, uite, stați-vă și bogății să aici, aici sunt bani mari, tăți pentru dâși, tăți pentru dâși. Lux este, dar nu e lux și în lucru pe care îl fac ei. Iar acest bărbat a rămas indignat că în fața vizitatorilor au venit doar câțiva deputați. Avem întrebări, ei nu pot să nimeri la dâns, că el e mai sus decât Dumnezeu. Vreau să le arăt și greșeli fac ei. Foarte bine trăiesc, dar rău lucrează. Unii s-au plâns că nici nu prea au reușit să vadă nimic, fiind goniți de organizatori. Eu m-am speriat. Mi-a arătat cu dește. Încolo, încolo. Stai, mei omule, stai să privesc că aici este multă lume. Ziua ușilor deschise la Parlament au avut loc pentru prima dată în 2014.